în momentul în care femeile au acces la rai, pentru că și avem și sfinte, deci nu numai sfinți, ele intră în Împărăția Lui Dumnezeu cu aceleași drepturi egale, adică de mântuire, dar nu cu aceleași atribuții egale. Deci nu se amestecă ceata sfintelor femei cu drepții, cu cuvioșii, nu. Cuvioasele stau la grămadă, mucenițele la grămadă, mărturisitoarele la grămadă și așa mai departe. La fel și cuvioșii, și pusnicii, și temătorii, și arhierei, și mărturisitorii, și mucenicii. Deci fiecare în ceata lor. De ce lucru acesta? Pentru simplu fapt, că oricum satana nu mai are acces la rai niciodată prin jertfa lui Hristos, pentru simplu fapt că rostul femeii este unul de natură divină până la punctul rânduit de Dumnezeu, iar bărbatul este unul de natură divină rânduită până la un punct anume tot de Dumnezeu. Deci Maica Domnului nu face altceva decât să arate, cum spune episcopul de Calavitria, Ilie Miniat, să arate lumii încă o dată că ea devine arhistratega oștilor cerești în locul Arhanghelului Mihail. Dacă Arhanghelul Mihail a spus să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte și s-a oprit căderea, Maica Domnului vine ca o arhistrategă a oștilor cerești și spune, fie! Și odată cu ea încetează căderea neamului omenesc, adică pruncul se lasă în pântece și toată moartea veșnică se transformă într-o moarte în dragoste și pleacă la cer prin sfinți. Ce sunt sfinții? Îngeri, deci împreună locuitori și cetățenii ai raiului, oameni de casa lui Dumnezeu, apostolul Pavel, în epistole. Și ce face Maica Domnului? Ceea ce Arhanghelul Mihail face cu sabia puterii lui Dumnezeu, pentru că înseamnă bărbat puternic, Mihail, putere, iată ea vine și face prin cuvânt. Deci ea depășește puterea Arhanghelului Gavril, care avea același rol vestitor, și nu numai că le vorbește îngerul, îi și conduce. Tocmai de aceea se spune, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, deci heruvimul cel mare, Lucifer, s-a dus cu coarnele în jos prin neascultare și a spus, pune voi tronul meu deasupra muntelui de miază noapte, deasupra celui preanalt și voi fi asemenea lui. Ei, Maica Domnului, prin smerenie, iată roaba Domnului, câștigă locul cel mai înalt, mai sus decât heruvimii. De aici și spune Ioan Damaschin în canoane, când o laudă în cântări, îi spune așa, o, zice, ceea ce ai gândire heruvimicească și minte serafimicească, adică arzând totdeauna spre Dumnezeu și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Deci serafimii care erau foc și văpaie n-au fost în măsură să odihnească Dumnezeu, pentru că atunci când a fost căderea n-a căzut numai heruvimul și ceata heruvimilor. S-a dus și din stăpânii și din domnii și din tronuri și din puteri și din arhangheli și din îngeri și din scaune, din toate a căzut. Și așa s-au format acele văme ale văzduhului, dracii sau generalii iadului, care stau în văzduh, acolo cum v-am spus, cum se urcă la Dumnezeu după cerul de foc și intră, deci intră omul gata judecat în judecata lui particulară. Nu stă Dumnezeu să ia catastiful și să bifeze câte un păcat. Acolo vii alb sau negru, întunecat sau luminat. Deci aceasta este judecata. Într-o clipeală de ochi toate vor fi la judecată. În clipa în care Maica Domnului devine arhistratega oștilor cerești, Mihail Arhanghelul și ia rânduirea în locul arhanghelilor, iar Maica Domnului devine arhistratega întregii oștiri cerești și ei se supun și heruvimii și serafimii și tronurile și domniile. De ce? Pentru că pântecele ei s-a făcut scaun împărătesc, ea a ținut și locul scaunelor, ea a ținut și locul heruvimilor, că a avut ochi mulți să-L priceapă pe Dumnezeu și să-L respecte, să-L poate coborâ în ea, ea a avut și mintea înferbântată ca focul de rugăciune cum au serafimii, ea a avut și trâmbița vestirii Lui Dumnezeu, fie mie după cuvântul tău, ceea ce nu au stăpânitoriile, ea a avut și rol de scaun, ea a avut și rol de arhanghel, ea a avut și loc de... din asta, de înger, pentru că a trăit îngerește. Deci Ilie Miniat o arată ca fiind cea mai mare, deci după Sfântul Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie, Maica Domnului este cea mai mare arhistrategă peste oștile cerești, prin coborârea lui Dumnezeu în pântecele ei, prin voință liberă. Deci n-a făcut gesturi de implorare, vai, dar de ce mai ales Doamne tocmai pe mine, dar de ce tocmai eu, dar cum de te-ai gândit la mine, nu? A spus mie să nu mi-aduce înșelări ca Evei oarecând. Scurt. Deci, din start a curmat și a pus cuvântul Scripturii. Nu vreau o înșelare ca Evei oarecând. De să vedea că păstra raiul minții, pentru că nu-l dobândise încă cel ceresc. Pentru că cel ceresc era doar un simbol, nici nu exista rai în Vechiul Testament. Latura celor vii, sânul Avram și latura celor drepți. Era un loc în iad unde drepți stăteau fără să fie munciți, dar ei nu vedeau lumina. Și atunci, sigur,
atunci sigur chiar numai pentru acel loc să lupta și răvnea. Și atunci Dumnezeu i-a dat toată lumina și toată puterea împărăteasa cerului și a pământului, cum spune acolo. Deci nu numai Maică și Fecioară, ci scaun de heruvimi.